Acțiunea a fost organizată de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor și Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Sălaj. Ne aflăm la Zalău astăzi pentru o activitate comemorativă dedicată Zilei Armatei, împreună cu omologii noștri slovaci. Trebuie să vă spun că zilele acestea am desfășurat cea de-a cincea comisie mixtă română-slovacă în domeniul mormintelor și operelor comemorative de război. Vă spun că avem o relație foarte bună cu omologii noștri slovaci. Lucrările au decurs așa cum ne-am așteptat. Vă mai fac o precizare. În Slovacia, România are cel mai mare cimitir din străinătate. La Zvolen sunt îngropați aproape 11.000 de militari români. La eveniment a participat o delegație consistentă din Slovacia, formată din reprezentanții Ministerului Culturii, Ministerului Apărării și Ministerului de Interne. După depunerea de coroane în cimitirul eroilor, delegația străină a mers la Plopiș pentru a depune coroane la Monumentul Eroilor din localitate și pentru a vizita comunitatea de slovaci, care numără aproximativ 700 de persoane.